Pe pământ ni dată o chemare Ca să fim poporul minunat Al lui Dumnezeu și slavai mare sovestim o vestim oriunde ne -nceta. Lăudăm și mulțumim lui sublim el ni tată bun și sfânt și în cer și pe pământ. El ni tată bun și sfânt. Bine v-am găsit, iubiți ascultători, a emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Aceasta este întâlnirea noastră numărul 32 din cadrul noului ciclu de emisiuni organizate nu cu mult timp în urmă pentru ziua de sâmbătă a fiecărui sfârșit de săptămână. La încheierea mesajului, care cu voia și ajutorul lui Dumnezeu va dura 30 de minute, am de gând să vă comunic adresa mea de e-mail. Vă sugerez astfel mai din vreme să vă pregătiți uneltele de scris pentru ca, spre sfârșitul emisiunii, să puteți să o notați. Vă încurajez tare mult să vă notați adresa mea și să-mi scrieți. Ar fi mai interesant, și pentru mine, să aflu ce puls bate în inimile ascultătorilor cu privire la aceste emisiuni. Vă fac cunoscut, de asemenea, cu prilejul acesta că putem să organizăm chiar și emisiuni de întrebări și răspunsuri, dacă, bineînțeles, arătați interes pentru o astfel de activitate. Adică, dumneavoastră, formulați întrebările scrise și mi le faceți cunoscute pe adresa de e-mail, iar eu vă pregătesc răspunsuri audio pe calea emisiunilor, numind persoana care mi-a adresat întrebarea. Uitați, am vorbit cu atâta pasiune și convingere despre Dumnezeirea Sfintei Scripturi și despre beneficiile veșnice pe care ni le aduce preocuparea cu citirea și studierea acestei cărți. Și niciodată nu vom putea vorbi îndeajuns de mult pe tema aceasta. Dar acum, când ajungem să vorbim despre felul cum o interpretăm, am să vă fac cunoscută o condiție de bază, o lege de fier care, dacă nu este respectată, face ca citirea revelației acestea a lui Dumnezeu din cer să fie un timp totalmente pierdut. Voiam să spun că, da, dacă ar fi vorba să spunem în cuvinte din acestea mai obișnuite despre Dumnezeirea scripturii, am putea spune cu toată dreptatea că este ca și picată din cer. În vorbirea curentă se zice că cineva sau ceva este ca fiind picat din cer, dar despre Biblie putem spune nu că este ca și cum ar fi picată din cer, ci că este picată din cer. Această expresie i se potrivește cel mai bine. Și sigur, o să vedem în curând, ne referim la adevărul care stă dincolo de slovele de pe hârtie. Dar oameni buni, când este vorba să ne apropiem de interpretarea ei, de înțelegerea a ceea ce este acolo, de pătrunderea dincolo de literele moarte, la adevărurile vii și veșnice, când e vorba de așa ceva, ascultați bine ce vă spun. Dacă vrem să avem chiar și cel mai mic câștig de pe urma ei, trebuie să respectăm o lege de fier care stă la temelia interpretării Sfintei Scripturii. Dacă n-ai să respecti legea aceasta de fier despre care o să vorbim în emisiunea prezentă, ia mai bine în mână povestea cu făt frumos din lacrimă sau ceva despre Moș Crăciun. Astea tot o să-ți aducă mai mult decât citirea Bibliei dacă nu respecti legea de fier a interpretării ei. Ei bine, de ce vorbesc eu în felul acesta? Uitați, trebuie să prindem foarte bine motivul pentru care numesc această condiție ca pe o lege de fier. Și pentru asta trebuie să facem mai întâi o mică prezentare a relației dintre hârtia Bibliei pe care se scriu niște slove moarte cu cerneală și adevărul divin din spatele acestor slove. Hârtia din care este alcătuită Biblia este o hârtie obișnuită ca toate celelalte hârtii de pe pământ. Arătam eu cu un alt prilej că Ceaușescu a dat ordin ca un vagon întreg de Biblii pe care îl prinsese a dus clandestin din Germania, pe vremea lui să fie trimis la o fabrică de hârtie din Bușteni, județul Prahova, și transformate nici mai mult, nici mai puțin decât în hârtie igienică. Hârtia, deci, este hârtie. Am să amintesc acum un adevăr care ar trebui să ne cutremure de-a binele. Pe vremea Domnului Isus erau cărturarii aceia de la templu, preoții, farisei, saduchei, toată suita aceea religioasă. Oamenii aceștia, mai ales cărturarii, erau tobă de cartea Bibliei în formatul care era pe vremea lor. Și să vedeți de ce spun asta. Ca să devii cărturar, începei să te pregătești de la frageda vârstă de șase ani și studiai până la patruzeci de ani în continuu studiei și buchiseai tora timp de o viață și abia după 36 de ani de studiu te calificai pentru funcția de cărturar. Ne putem noi oare închipui cât de bine cunoșteau oamenii aceștia scriptura lor? Și toată scriptura aceasta pe care o studiau ei timp de 36 de ani avea numai o singură temă centrală, Mesia, Isus Hristos chiar din primul capitol al Genezei pe care o citeau ei, se vorbește despre Domnul Isus. Și totuși, după 36 ani de studiu al cărții acestea, în care punctul central despre care se vorbea fiind Mesia, când în sfârșit Mesia apare, ei, care ar fi trebuit să fie primii care să-l recunoască, din potrivă, nu l-au recunoscut deloc, l-au dat la moarte. Ei bine, cum se poate una ca asta? Care a fost problema unei întunecimi așa de mare a acestor oameni? Răspunsul este exact nerespectarea legii de fier despre care o să vorbim împreună mai jos. Așa cum o să vedem în curând, Isus spune clar. La Evanghelia după Ioan, la capitolul 6, cu versetul 63, despre cuvintele lui: că acelea, spune el, cuvintele mele sunt duh și viață. Dar ei, cărturarii, nu voiau să vină la el, la Isus, ca să aibă viață, așa cum Isus însuși le spune tot la Evanghelia după Ioan, dar la capitolul 5, cu 40 și pentru că noi toți suntem robi lui satana prin chiar nașterea din Adam cel păcătos, cine nu vrea să vină la Isus va rămâne cu satana. Au ajuns așa de departe cărturarii aceștia că după 36 de ani de studiu al Sfintei Scripturi, Isus le spune pe față că ei au de tată pe diavolul. Asta se află la Ioan 8, cu versetul 44. Vedeți deci cât de important este să respecti legea de fier a interpretării Bibliei? O să o amintim imediat mai jos. Oameni cu Biblia în mână, care au studiat-o, nu numai că au citit-o, o viață întreagă, au ajuns să meargă în iad și să aibă de tată pe satana. Vai cât de important este să avem grijă cum o citim. Dacă nu respecti legea aceasta, chiar dacă ai să studiezi Biblia o veșnicie întreagă, tot cu diavolul rămâi. Așa spune Isus. Și, vai, nu este cu tremurător să ajungi în iad cu Biblia la subțioară numai pentru că nu ai dat atenție legii ei de fier? cu privire la luminarea conținutului ei? Dar poate să-mi spui că dumneata ești un om foarte serios și sincer, nu-ți dorești nimic altceva pe lumea asta decât pe Dumnezeu și că asta va fi de ajuns ca să înțelegi pe Dumnezeu din Biblia lui. Uite ce spun eu. O astfel de dorință este minunată și frumoasă. Dumnezeu să te binecuvânteze și să te ajute să fii un om tot mai serios și mai sincer. Dar ascultă-mă! Dacă nu respecti legea de fier, ci încerci pe calea sincerității dumitale, ia minte la experiența Apostolului Petru pe care a făcut-o el înainte de convertire. În momentul în care dovedea mântuitorului cât de mult îl iubea, cu cea mai aprinsă și sinceră dragoste umană, învățătorul îi zice, Merge înapoi a mea, satanu. Asta e la marcul 8 cu 33. Vai de mine și de mine să fi gândit, Petru! Doamne, cum așa? Mi-ai uitat numele? Cum de-mi zici, satanu? Și totuși, mântuitorul așa i-a spus. Când el, Petru, a vrut să-l scape pe Mântuitorul de la moarte, pentru că îl iubea foarte mult, Mântuitorul îi zice, pleacă de ei satanul. Deci, ai grijă, nimeni și nimic nu te poate scăpa din robia satanei, nimeni și nimic nu te poate ajuta să înțelegi Biblia, decât respectarea legii de fier. O să ziceți, ai tot vorbit despre legea de fier. Până la urma urmii, care o fi și asta? Haideți, deci, să ne lămurim și asupra legii de fier. Cuvântul lui Dumnezeu este lumina pe cărarea vieții noastre, așa cum citim la Psalmul 118, versetul 105. Și după cum în lumea fizică, pentru a vedea lumina zilei, ai nevoie de lumina ochilor? Tot așa. Pentru a vedea lumina Cuvântului lui Dumnezeu, ai nevoie de lumina Duhului Sfânt. Pe un om care n-a văzut niciodată lumina, poți să-l aduci în cea mai puternică lumină. El nu o sesizează, pentru că nu are lumina ochilor lui. Cărturarii despre care vorbeam mai sus stăteau expuși la lumina Sfintei Scripturi timp de 36 de ani. Dar ei nu voiau să vină la Isus ca să capete lumina necesară descoperirii lui Mesia. Era Mesia cu ei, dar aveau nevoie de lumina Duhului Sfânt, despre care o să vorbim mai jos asupra felului cum îl găsim, cum îl căpătăm. Domnul Isus le spune la Ioan 5 cu 40 că n-ați vrut să veniți la mine ca să aveți viață. Și pentru că nu voiau să vină la Isus ca să capete lumina Duhului, au rămas tot în întunericul morții, slujitori și fii ai satanei, așa cum i-a numit Domnul Isus Hristos. Prin urmare, ca să vezi lumina Sfintei Scripturi, ai nevoie de lumina Duhului Sfânt. Așa cum citim și la Psalmul 35, versetul 9, așa, citim acolo, Într-o lumina ta vom vedea lumină. Dragii mei, am aflat așadar că legea de fier care se cere respectată dacă vrei să ai vreun folos de pe urma citirii Sfintei Scripturi, este să ai Lumina Duhului Sfânt. Duhul Sfânt este pentru Sfânta Scriptură, ceea ce Sufletul este pentru trupul nostru fizic. O scriptură fără Lumina Duhului Sfânt. Este egal cu un trup omenesc fără suflet. Urmează acum marea întrebare: Cum putem să ne procurăm această lumină a Duhului Sfânt prin care să putem înțelege Scriptura, care să ne lumineze Sfânta Scriptură? Răspunsul este la Domnul Isus. Mai întâi, el ne spune aceste cuvinte la Ioan 6,63, citesc. Duhul este cel ce dă viață, trupul nu folosește la nimic, iar cuvintele pe care vi le-am spus sunt duh și viață. Înțelegem de aici că nu e așa cum se zice că dacă ai mâncat pâinea și ai băut vinul, Gata, ai viață. Nu i adevărat. Isus însuși ne spune aici atât de clar că, chiar dacă ar fi să-i poți mânca literalmente trupului, tot nu ai viață, ci numai cuvintele spuse de El sunt Duh și viață. Și cum devin cuvintele lui Isus Duh și viață? Foarte simplu. Prin ascultarea de ele. De îndată ce te hotărăști să asculți de cuvintele lui Isus, de deci e vorba de hotărârea ta de a asculta, e vorba să vrei să vii la Isus, nu ca acei cărturari care nu vroiau să vină. De îndată ce te hotărăști să vii la Isus, Duhul Său Cel Sfânt îți dă puterea necesară să împlinești cuvintele lui Isus care sunt duh și viață. Dacă asculți de cuvintele lui Isus de la Marcu 1 cu 15, unde îți cere să faci doi pași, să te pocăiești și al doilea să crezi în Evanghelie, dacă asculți apoi și de al treilea pas pe care ți-l cere tot Isus la Marcu 16, cu versetul 16, adică să te botezi numai după ce te-ai pocăit și ai crezut, atunci ești mântuit, spune Isus aici la Marcu 16 cu 16, și primești Duhul Sfânt, spune la Efeseni 1 cu versetul 13. Iar Duhul Sfânt, care va locui de acum în Duhul tău, îți va procura lumina dumnezească de care ai nevoie ca să poți vedea lumina cuvântului lui Dumnezeu. Iubiți ascultători, fiecare dintre noi facem ce vrem, dar nu uitați, după cum fiecare dintre noi facem ce vrem, în același fel fiecare dintre noi culegem ce a însemănat. Căci n-ai să te duci niciodată la o brazdă în care ai semănat sămânță de morcovi, așteptându-te să culegi pepe, nu-i așa? La fel este și aici. Nu putem să ne așteptăm să culegem roada, lumina Duhului Sfânt, de acolo de unde noi am semănat de fapt sămânța alegerii noastre personale care vine de la satana. Am aflat așadar că Legea de fier a interpretării scripturii lui Dumnezeu este să ai parte de lumina Duhului cel Sfânt al lui Dumnezeu. Și am aflat, din chiar cuvintele și învățăturile Mântuitorului Isus, pe ce cale putem să-l invităm pe Duhul Sfânt în viețile noastre ca să ne aducă lumina interpretării scripturii. Ne vom continua acum studiul, aducând lămuririle următoare. Prima dată urmează să lămurim cine are dreptul să interpreteze Sfânta Scriptură. Unii din clericii Bisericii Ortodoxe contemporane susțin că acesta este un drept exclusiv al preoților. E adevărat, această învățătură începe să-și piardă tot mai mult din tărie, deoarece mulți din preoții de astăzi învață ce trebuie învățat, trimețându-și enoria în și la scriptură. Așa însă, cum o să vedem mai jos, mulți scriitori bisericești, începând chiar de pe la anii 300, ne referim specific la preotul și ierarhul bisericii Sfântul Ioan Gură de Aur și alți părinți ai bisericii de atunci și de mai târziu, au o altă părere. Așa cum am întind, chiar și teologii ortodoxi contemporani se aliniază părinților bisericii, dar ei recunosc asta numai în scris și în vorbit. În ceea ce privește practica, e un alt subiect, pe care nu-l avem noi de discutat aici. Începem prin a preciza că, da, scriptura lui Dumnezeu este așternută în scris de oameni și, mulțumim lui Dumnezeu, o avem și noi în limba noastră română. Orice român care a învățat măcar abecedarul limbii române poate să o citească. Dar, și aici este problema nu orice român poate și să o interpreteze doar pentru că știe să citească. Asta e adevărat, chiar dacă ar avea la bază toate școlile din lume, chiar dacă ar fi un cărturar ca pe vremea Domnului Isus și ar studia Biblia toată viața lui, nu este de ajuns să o înțeleagă, să o interpreteze dacă nu are în vedere legea de fier. Am arătat mai sus ce spune Sfânta Scriptură despre interpretarea ei. Urmează acum să arătăm care este și părerea Sfintei Tradiții cu privire la citirea și interpretarea Scripturii. Și facem asta ca să se înțeleagă bine că clericii care mai interzic încă astăzi citirea și interpretarea Sfintei Scripturi, vorbim deci numai despre aceștia, nu cunosc nici măcar Sfânta Tradiție Ortodoxă, ce să mai zicem despre cunoașterea Scripturii. Căci, așa cum vorbeam despre disciplina școlară care se predă în facultățile de Teologie Ortodoxă, numită îndrumări misionare, studenții seminarelor Teologice Ortodoxe învață deja de pe băncile școlii că, și acum dăm în un citire unui fragment, citirea Sfintei Scripturi. Este obligatorie și necesară nu numai preotului, ci și credincioșilor. Observați? Studenții facultăților de teologie din România învață astăzi încă de pe băncile școlii că citirea scripturii este nu numai permisă, ci chiar obligatorie. Și este obligatorie pentru că, așa cum spune literalmente textul acesta din îndrumări misionare, este necesară credincioșilor. Numai că avem o problemă. Mulți din studenții de azi, după ce îmbracă haina de preot mâine, uită ce au studiat. Și în loc să-i determine pe creștini să citească Sfânta Scriptură, din potrivă, mulți dintre ei continuă să le spună că nu au voie. Ascultăm acum și pe Metropolitul Moldovei, Teofan. În alt preasfințitul spune că descoperirea sau revelația naturală nu poate fi primită și înțeleasă decât de omul credincios, adică prin credință. Asta înseamnă că, a înțelege Scriptura, nu trebuie să fie preot, ci doar om credincios. Și preasfințitul spune așa deoarece, cum am văzut mai sus, fiecare om care este nu doar că se numește, ci este credincios, are lumina Duhului Sfânt necesară luminării Sfintei Scripturi. Sfântul Ioan Gură de Aur ne învață și el că Dumnezeiasca Scriptură n-are nevoie de înțelepciunea omenească pentru înțelegerea celor scrise în ea, ci de descoperirea Duhului. Iar părintele francez Marc Antoine învață că scriptura care a fost scrisă sub inspirație Dumnezeiască nu poate fi citită decât sub aceeași inspirație. Chiar și în singurătate, în chilia unei mănăstiri sau în casă, scriptura se citește sub inspirația Duhului Sfânt în rugăciune. Aceasta este calea, spune mai departe preotul francez Marc Antoine, și alta nu există. Încheiat citatul. Deci să luăm aminte, părintele Marc Antoine învață despre aceea că scriptura se citește și în casă, nu numai de către preot la biserică. Părintele acesta a fost unul dintre cei mai apropiați prieteni ai marelui Dumitru Steniloae. Îl mai cităm acum pe ieromonahul Antonie Romeos din Grecia. Nu putem să devenim misionari adevărați și purtători de roade dacă păstrăm elementele omului vechi fără să fi devenit făptură nouă, cum arată la 2 Corinteni 5.17, fără să ne fi învrednicit cu harul Sfântului Duh, să separăm cele secundare de cele principale, fără să discernem ce anume ține de Dumnezeu și de Biserica Lui, și din ce este constituită propria noastră datorie. Încheiat citatul. În concluzie, Sfânta tradiție ortodoxă învață următoarele adevăruri despre Sfânta Scriptură. 1. Scriptura conține revelația supranaturală a lui Dumnezeu din cer. 2. Pentru înțelegerea ei avem nevoie de descoperirea Duhului Sfânt din cer. Și 3. Citirea ei se face sub inspirația Duhului Sfânt care este tot din cer. Am accentuat în adins expresia din cer pentru ca să luăm aminte la învățătura adevăratei Sfinte Tradiții Ortodoxe în legătură cu scriptura ca provenind din cer. Da, este așternut în scris de oamenii de pe pământ, dar ea este oracolul lui Dumnezeu din cer nu al omului păcătos de jos și de aceea nu poate fi înțeleasă decât prin Duhul Sfânt tot acela din cer. Ne apropiem acum, iubiți ascultători, de încheierea mesajului rezervat pentru astăzi, mulțumind Domnului Dumnezeu pentru lumina pe care ne-a lăsat-o cu privire la posibilitatea înțelegerii Sfintei lui Scripturi. Pregătiți-vă acum instrumentele de scris ca să notați adresa mea de e-mail la care îmi puteți scrie și care este e4hermanarondyahoo.com adică litera E de la N, cifra 4, H de la Haralambie, E de la N, R de la Radu, M de la Maria, A de la Andrei, N de la Nicolae, aceea coadă de maimuță, pe urmă Y, A de la Andrei, H de la Haralambie, O de la Olanda, O de la Olanda, punct com, g de la Constantin, O de la Olanda, M de la Maria. Vă mai fac de asemenea cunoscut că ne puteți asculta și în cursul săptămânii, tot la postul acesta de radio, în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 15 la 15.30. Și încă ceva, dacă cineva dorește o întrevedere personală cu un colaborator de-al meu din Buzău, nu are de făcut decât să-mi scrie prin e-mail, iar eu îi voi da adresa colaboratorului meu. Binecuvântarea lui Dumnezeu cu al său har și a sa iubire de oameni, fie și rămână peste noi toți, acum și pururea, și în vecii vecilor, amin. <truză>